Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi cazul de luare de mită de care este bănuită judecătoarea de la Judecătoria Economică Liliana Andriaș. Judecătoarea a fost solicitată la respectivul colegiu după ce în presă au fost difuzate imagini filmate cu camera ascunsă în aprilie 2007 și unde se vede cum un bărbat, posibil implicat într-un proces judiciar, pune bani pe biroul judecătoarei Andriaș. Bun, poate a fost urmărat. La asta cum mă uită? Asta cum... Bine, bine, doar... Iată. Eu vă spun că eu de-am m-am deprins așa în viața asta, mai bine eu vorbesc cu omul deschis și arăt că într-adevăr aici îți primește din punct de vedere. E, cum zicem, pravda nu noastră strană, că îți primește... Liliana Andriaș a refuzat astăzi să facă unele comentarii pe marginea imaginilor care au apărut în presă. Vă rog frumos, mă iertați frumos, dar nu dau comentarii. Noi vrem să vă întrebăm de unde au apărut imaginile, dacă știți... Încă o dată vă repet, vă rog foarte frumos și vă spun, comentarii nu ofer. De asemenea, Liliana Andriaș a refuzat ca presa să asiste la audieri. Doriți să asiste camerele voastre, dar nu. Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a amânat astăzi luarea unei decizii pe acest caz, motivând că mai sunt necesare și alte investigații. Cam în examinare ședință, trebuie studiere suplimentară. Nici după deliberări, Andriaș nu a făcut comentarii pentru presă. Doamna Andriaș, cum comentați? Doamna Andriaș! Anterior, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, a declarat pentru Jurnal TV că a sesizat și Procuratura Generală în legătură cu imaginile difuzate în presă. Paralel cu investigațiile Procuraturii Generale, Nicolae Clima a precizat că și Consiliul Superior al Magistraturii a intentat o procedură disciplinară în vederea stabilirii sancțiunilor care pot fi aplicate față de judecătoarea Andriaș în legătură cu încălcarea normelor de etică profesională. Clima s-a referit la faptul că în imaginile difuzate se vede clar că persoana care a filmat cu camera ascunsă pune bani pe masa judecătoarei. O altă încălcare a normelor de etică a judecătorului este faptul că partea implicată în procesul judiciar a intrat în biroul judecătoarei și a purtat discuții cu ea, ceea ce este inadmisibil. Judecătorul nu are voie să se întâlnească separat cu părțile în afara procesului de judecată. În urma procedurii disciplinare se prevăd mai multe sancțiuni pentru judecătoarea Liliana Andriaș. Mustrare aspră, retrogradare în grad și chiar demiterea din funcție. Pedepsele de ordin penal, în cazul în care acestea vor fi motivate, revin competenței Procuraturii Generale, care a inițiat un proces penal pe acest caz.